Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Continuă valul de căldură, sunt 28 de grade acum în București, 28 de grade este ora 8 dimineața. Și o să fie o maximă de 39 de grade. Superb. Sistemul energetic românesc este sub o presiune teribilă, deoarece evident sunt folosite intensiv aparatele de aer condiționat peste tot ziua și noaptea. Pe aici, pe acolo, au început să apară pene de curent. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a făcut deja apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie. Probabil că vor urma curând apeluri să reducem consumul de apă pe cât posibil. În acest timp, prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut o ieșire violentă la adresa ministrilor energiei din ultimii ani, care, nu întâmplător, au fost peneliști în ultimii 6 ani, reproșându-le că nu s-au gândit, mă rog, ba da, că nu s-au gândit că programele europene și naționale de sprijinire a investițiilor în proiecte de producție de energie regenerabilă trebuie însoțite și de stimulente pentru dezvoltarea stocării de electricitate. Domnul Ciolacu a spus așa și îl citez: păi măi, domn ministru, în general, ministrii energiei, da? Când ai declanșat aceste programe, mintea ta n-a putut gândi că îți trebuie zonă de stocare și că România are o interconectare de aproape 30% și vei produce când va fi vânt și soare mai mult decât consumi? Mamă, spală cu ei pe jos. În administrație, mie cel mai mult mi-e frică de hărnicia prostului, a încheiat domnul Ciolacu. L-am sunat pe Mihai Nicuț, redactor șef la economica.net. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața! La ce se referă domnul Ciolacu? La ce fel de zonă de stocare ar putea fi construită pentru energia solară și eoliană? Adică e vorba de o putere instalată, putere verde instalată, nu? Care depășește puterea centralei nucleare de la Cernavodă. Ce se poate face? Puterea instalată și în parcurile fotovoltaice și la prosumator este de două ori mai mare decât ce avem la Cernavodă. Avem în parcuri fotovoltaice de-astea mari, care varsă energia în sistemul național undeva la 1600 de MW și avem la prosumator pe acoperișuri undeva la 1700 de MW. Da, apelul domnului Ciolacu, în ciuda modului în care a fost formulat, este într-adevăr este corect. România în momentul actual are o singură baterie mică de 7 MW pusă în nordul Bucureștiului și legată la rețeaua națională de transport în care se face reglajul. Iar realitatea este simplă, mai se vede mai ales în solar și mai ales în prețuri. Atunci când este soare afară și slavă Domnului este în România, prețurile scad și se produce energie fotovoltaică și se preia toată în rețea. Problema este că seara, când rămânem fără această sursă, consumul crește, că venim toți acasă și dăm toți drumul la aer condiționat și nu mai este suficientă energie. Rațiunea simplă este că atunci când aceasta se produce în exces, este bine și pentru producător și pentru noi să existe baterii, pentru că poate fi stocată, atunci este și prețul mic și poate fi eliberată și consumată de noi pe seară atunci când prețul este mare. Deci nu este o mare filozofie, este aplicat în țările occidentale, de exemplu. Cât ar costa și de ce capacitate ar fi nevoie și în cât timp s-ar putea instala? Costurile au mai scăzut, sunt ceva mai mari decât prețul unui, hai să spunem, unui megawatt instalat în panou fotovoltaic, dar nu mai sunt chiar atât de mari. Avem și noi producție în țară, avem o fabrică de 200 de megawatt în nordul Bucureștiului, lângă București. Avem și ținte. Burduja i-a răspuns aseară domnului Ciolacu și a arătat că sunt în derulare programe cu finanțare din PNRR și din Fondul de Modernizare pentru undeva la 2500 de MW avem baterii la finalul anului viitor. Acum trebuie să mai fie și proiecte. Stai o secundă, Mihai. Cât e consumul zilnic al României? România consumă în orele de seară undeva la, chiar aseară m-am uitat, este destul de mult față de ce am obișnuit în ultima vreme, 8300 de MW oră, consum instantaneu. Este puțin față de ce am fost obișnuit în anii trecuți, înainte de pandemie, vârsturile de vară erau la 10.000 de MW, dar exista și o capacitate de generare din cărbune și din gaze naturale ceva mai mare decât în prezent. Și atunci mai reușeam să acoperim din acest vârst de consum, se pare că în acest an situația este foarte grea, deși s-a băgat, ca să zic așa, în foc cam tot ce se putea băga. Ar ajuta subvenționarea instalării de baterii pentru prosumatori în afară de parcuri? Aici e o discuție foarte complicată, pentru că în ultima zi din sesiunea parlamentară trecută, așa, pe repede înainte și fără vreo consultare, s-a stabilit că
toți prosumatorii trebuie să aibă montate baterii până la finalul anului 2027, fără să se discute despre instituirea unei scheme de sprijin. Ori asta este deja complicat, urmează probabil procese prin instanța atacului la Curtea Constituțională, pentru că este o prevedere retroactivă, dar arată cumva necesitatea instalării acestor baterii de stocare, pentru că s-a ajuns unde nu se mai poate gestiona. Eu îți confies că cel puțin pe următorul program Casa Verde Fotovoltaice se va da subvenție mai mică pentru achiziția de panouri și o subvenție mai mare pentru achiziționarea de baterii de stocare pentru aceste noi sisteme fotovoltaice. Dar ce baterii ar trebui să-și instaleze un prosumator ca să aibă cât de cât un impact sau să-l ajute și cât ar costa? Câți kilovați ar trebui să fie? Păi, din ce am văzut eu acum pe ultimele, haide să spunem, ultimele prețuri, undeva la un sistem de 3-4 kilovați cu o baterie de stocare de 1 kilovat costă coborât sub 5.000 de euro. Dar vorbesc de un sistem mic, iar trebuie să ne gândim foarte mult la acea capacitate a bateriei, pentru că noi vorbim, când vorbim de o baterie de 1 kW, vorbim de 1 kW care se încarcă și se poate descărca într-o oră. Uh-huh. Da? Deci ca să folosești la maximum, mă refer la persoane fizice acum, că bine, sunt calcule inginerești mai complicate decât ce spun eu acum, dar ca să folosești la maxim puterea sistemului tău fotovoltaic și să nu te ai în rețea, că aia e cea mai proastă afacere pe care poți să o faci, cea mai bună afacere este să-ți consumi energia produsă de tine acasă, ar trebui să-ți iei undeva un sistem de baterii cel puțin egal cu puterea sistemului fotovoltaic, ceea ce este ceva mai scump. Cât costă? Cât costă kilovatul? Păi depinde, poate să ajungă la 10.000, 15.000 de euro, depinde de ce sistem îți pui. Totul depinde, repet, mai ales de ce capacitate prognozată pentru consum estimezi tu că vei avea în fiecare, nu știu, poate ție mașină electrică la anul. Habar n-am, poate îți pui pompă de căldură și consumă mai multă energie electrică, aia e bună și vara și iarna. Depinde, sunt calcule și calcule. Mai e o întrebare legată de siguranță. Bateriile astea când iau foc sunt foarte greu de stins, adică nu stinse cu spumă specială, e complicat de tot. Da, aceasta este tehnologia, într-adevăr, nu știu dacă din punct de vedere tehnologic este maximum la care se poate atinge, dar din ce văd se instalează, adică anul trecut cel puțin în Europa s-a instalat o capacitate de 10.000 de megawatt, adică, ok, poate că nu este 100% sigur, dar 100% sigur este într-adevăr pentru sistemul energetic național, sistemul de acumulare prin pompoare. Se vorbește despre hidrocentrala de la Tarnița Lăpuștești, adică atunci când este suficientă energie, urcăm apa cu pompe la deal, pe un vârf de munte într-un lac și când e nevoie de ea, o coborâm prin niște turbine să produce energie electrică. Aceasta este cea mai sigură, însă se discută de ea de vreo 50 de ani. Suntem tot la stadiul de studiu de fezabilitate și la 1000 de megawatts costă cam 1 miliard de euro. Uite, dacă pentru domnul Ciolacu, dacă a uitat, în alții elvețieni s-a dat drumul la o centrală de asta de acumulare prin pompaj mare, 800 de megawatts la Nandu Dance, a costat 2,3 miliarde de dolari și s-a făcut în 14 ani. Mulțumesc foarte mult, Mihai. A fost în direct în deșteptarea. Mihai Nicuț, redactor șef economica. Au zis ceva de pe temă, nu putem să luăm niște baterii de acolo. Uite, ca o paranteză. Și foarte serios. Dar asta e un proiect... De pe Shane. Oh, ce ar fi extraordinar. Am citit că există un proiect, o idee, de interconectare continentală a producției de energie fotovoltaică. Adică să conectezi, de exemplu, Eurasia cu continentul american, astfel încât atunci când aici este soare zi, să dai acolo. Să dai invers. Acolo, știi, când e noapte și viceversa, înțelegi? Ceea ce este formidabil. E un proiect uriaș la nivel planetar, dar care cred că ar rezolva o bună parte din problemele energetice ale omenirii. Hai să ne liniștim un pic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.